Băi, Boc, nu e așa că îl, l-ai propus pe Lucian Croitor? Da, șeful, să trăiți. Lucian Croitor. Deci, Lucian Croitor este noul prim-ministru desemnat. Și uite, așa începe o nouă mineriadă guvernamentală. V-ați dat seama, deci, că în această seară subiectul este premierul desemnat Lucian Croitor. Cum a fost el desemnat? Suntem la Circul Globus. Cam așa jonglerii, cam așa... Oh, mineriade guvernamentale, nu pot să spun. Noi așa, băi, piticule, că îl propui pe și uite așa, noi îl propunem pe. Și deci, până la urmă, tot el l-a propus pe. E un circ. Un circ total. Dar, apropo de treaba asta cu circul ăsta, hai să vedem cum arată poporul nostru ca un bătrân moribund. Iată ce se întâmplă. Pe patul de moarte, adică e ca pe patul de moarte poporul nostru la ora actuală. Noi, adică, suntem disperați. Suntem în acest rol. Dar să vedem cum arată rolul. Pe patul de moarte stă întins un bătrân de 99 de ani. Sos, tată, bunic și străbunic. Îi se apropie sfârșitul și în jurul lui stă toată familia. Adică, mă rog, suntem toți acolo. Soția, copiii, nepoții și câțiva strănepoți. Toți așteptau în liniște. Și deodată, bătrânul înțelept spuse: trebuie să vă spun un secret mare. Aveam de toate. Mașini frumoase cu care cutreieram lumea. Femei frumoase cu care mă distram. Prieteni și mulți bani odată. Într-o zi mi-a spus un prieten că trebuie să mă însor, să am o familie, că altfel nu va avea cine să-mi dea un par cu apă când voi fi pe patul de moarte. Așa că m-am însurat și viața mea s-a schimbat. Nu am mai umblat prin baruri și discotești, ci am stat acasă cu soția și ne-am uitat la seriale. Soția PSD, cred că era. Da, mă rog. Mașinile le-am folosit pentru concediile cu familia și ca să aduc copiii de la școală. Banii s-au dus pe familia noastră, da? Adică familia PDL-PSD, nu? Că înțeleg, cam asta este. Și acum stau întins și aștept. Ce aștept? Moartea o aștept. Da, da, moartea. Și știți care este cel mai rău dintre toate? Ce este dragul nostru, tată, au spus partidele. Nu mi-e sete, mă. Nu mi-e sete. Vai de capul vostru. Bun, să mai tragem o concluzie. Acum, apropo de ce se întâmplă. Avocatul diavolului, trageți voi concluzia cine este? Ia să vedem. Dacă o persoană ajută un hoț înainte de a săvârși un furt, oare cine o fi? Se numește complice și va plăti pentru asta. Dacă o altă persoană ajută un hoț, adică ălalt, după ce a săvârșit fapta, mă, ăștia ca treaba cu ăștia PDL-ul și cu PSD-ul, cam așa vine, nu? Ăla se numește avocat și este plătit pentru asta. Deci, cine este avocatul, domnule Joană, ne spuneți? Mă, e pe rupurile cunosor această întrebare, nu? Și idee. Mergând mai departe. Apropo de multele blonde care circulă pe la guvern. Două blonde la duș. Dă-mi, te rog, șamponul tău. Dar ai unul lângă tine, dragă. Știu. Dar ăsta e pentru părul uscat și eu am părul ud. Da. Băsescu, știți că le are așa cu șprițul. E, hai să vedem ce se întâmplă într-o bună zi când se duce la un bar. Băsescu savura o bere într-un bar. Din dorința de a conversa, se aplecă spre femeia solidă de lângă el și îi spune: vrei să auzi un banc cu blonde? Cu o voce răgușită, ei răspunde: până să te apuci de bancuri, cred că ar fi bine să clarificăm câteva detalii. Eu sunt blondă, am 1,80 m,
88 de kilograme și sunt campioană balcanică la judo. Cea de lângă mine e blondă, are tot 1,80 m, 78 de kilograme și e ofițer de aviație. Iar cealaltă, care stă lângă ea, are 1,85 m, 85 de kilograme și este halterofilă. Și ai ghicit deja, este tot blondă, mă. Ei bine, acum ai vrea să ne spui bancul acela cu blonde? Băsescu stă ceva timp și se gândește. Bă, se gândește. Nu prea, spune el. N-am chef să explic de 3 ori. Nu? Înțelegem acum. Ce putem înțelege, nu? Mă rog. Asta apropo de clanul anti-Băsescu, care se pare domnul Băsescu încă președinte, îl vede ca pe niște blonde. Auzi, îl și imaginez pe Joana blondă. Alaicu blondă. Din Alaicu ăsta chiar cred că stă bine blondă. Așa. Niște blonde înțelepte. Mă rog, nu că n-ar avea dreptate. Puțină. Mă rog. Apropo de premierul desemnat Lucian Croitoru, că trebuie să spunem o vorbă și despre acest domn nou, regele asfaltului din România se duce la domnul Croitoru și spune: fiul meu vă datorează bani pentru, adică, știi, fiul meu Vitre, care așa cu Elena Udre, așa? Vă datorează bani pentru un costum pe care l-ați făcut acum 3 ani. I-a spus Croitorului, omul nostru care tocmai intrase în Palatul Guvernamental. Și dumneavoastră ați venit să-mi dați banii, nu-i așa? Zise domnul Croitoru. Nu, aș dori să-mi comand și eu un costum în aceleași condiții. Da, în aceleași condiții. Da, și eu vreau să plătesc la Sfântul Așteaptă. Da, ăștia așa iau banii și nu-i mai dau. De-aia au averile astea. Mă rog, iată și o întâlnire între domnul Croitoru și un președinte de bancă. Un tânăr banchier vrea să-și facă primul său costum de catifea. Se duce la cel mai bun croitor din oraș și acum a venit la Palatul Victoria ca să ia măsurile. După o săptămână, noul costum arată excelent. În timp ce stătea și se admira în oglindă, observă că nu are buzunare. Atunci îi spuse lucrul acesta croitorului, care îl întrebă la rândul lui: dar nu mi-a spus că sunteți banchier? Tânărul atunci răspunde: ba da. Atunci croitorul îi replică: păi cine a mai auzit de un banchier care să-și țină mâinile în propriile buzunare? Concluzia. Domnul Lucian Croitoru nu va avea buzunare și deci nu va băga mâna nicăieri să ne dea nimic. Așa spune bancul. Să vedem realitatea. Ce ne așteaptă pe săptămâna viitoare? Probabil că o să avem mai multe de povestit despre noua telenovelă guvernamentală și probabil vom avea ceva, am primit din studio acum, în cască mi se spune, ceva interesant de la Cioco Flenderu, care o să ne îndulcească puțin amarul acestei tranziții către noul prim-ministru. Vă urez un weekend plăcut, toate cele bune și vă aștept cu noutăți pe adresa redacției. Toate cele bune pe săptămâna viitoare.